Judecătorii buzoieni au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, respectiv măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în cazul a doi bărbați din Sibiu și Iași, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Cei doi s-ar fi deplasat cu autoturismul în Buzău și Vrancea, unde ar fi plasat trei bagnote de 50 de euro, susceptibile a fi contrafăcute la comercianți de produse agricole și alți operatori economici. Bărbații ar fi invocat că ar fi revenit recent din străinătate și ar deține doar valută. De asemenea, în perioada 29-30 de decembrie 2023 ar mai fi plasat în mod asemănător alte 5 bagnote false de 50 de euro la sel de jocuri sau societăți comerciale din Iași și Vrancea, prin determinarea persoanelor vătămate să efectueze schimburi voluntare la un preț mai mic decât cursul valutar oficial. Ulterior, când au mers la casa de schimb valutar pentru a converti în lei bagnotele respective, păgubiții ar fi realizat că au fost înșelați. Poliția și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Buzău, au pus miercuri în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară în București și iași, la imobila utilizate de către cei doi. În urma perchezițiilor domiciliare au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor trei telefoane mobile, bunuri a căror proveniență nu ar fi putut fi dovedită și despre care există bănuiala că ar proveni din săvârșirea de infracțiuni.